Vă prezint femela cu seria 671-737, o femelă de talie mijlocie, o femelă ușoară, musculatură super, foarte bine încheiată, ea are două pene de năpârlit, o femelă calmă și ea este reprodusă din masculul care este consanguin pe cerebralista polder, adică tatăl acestui femele este un incest pe nepot rodicu, care a fost pus în pereche cu directulista polder și am oprit trei fii la lotul de reproducție din această împerechiere, această consanguinitate. Deci partea de sus pe digriul tatălui este consanguin pe lista polder. Iar mama este reprodusă din Super Golden Junior, porumbel care în acest an am avut mai multe păsări de top sosite în noapte din el și cel mai bun porumbel la maraton extrem este tot fiul din Super Golden Junior, de 0,60. Iar Super Golden Junior a fost pus în pereche cu D249, o altă reproducătoare de top, mama lui locul 1 național maraton extrem în 2022 și al lui 3 național AS maraton extrem tineret în 2023. Deci origini de top. În pedigreul acestei femele se întâlnesc două familii care stau la baza crescătoriei noastre și care ne-au adus nenumărate victorii atât pe etape, cât și la nivel național, chiar și la nivel internațional cu Power Knight-ul pe familiile care se regăsesc în pedigreul acestei femei. Femelă foarte faină, femelă care poate reproduce în primăvară porumbei de top. Vă prezint porumbelul cu seria 671-521, din nou un porumbel de excepție, calități fizice impresionante, extraordinar la mână, încheiat foarte bine, este la ultima pană, masă musculară excepțională, echilibru perfect, un super mascul. El este consanguin pe celebra pereche de 218 cu D590. Porumbei care ne-au adus mai multe victorii de etapă, foarte multe sosiri în noapte, campion național, tot din acest cuplu. O super familie de porumbei care se regăsesc în majoritatea porumbeilor noștri de top și în acest an din păsările de top 10 național, mai mult de 75% au origine porumbei de First Price Pigeon de 218 cu femela de Overwater de 590. Acest mascul are ca tată un fiu reprodus din fratele de cuib al tripla campioană și o soră bună cu locul 1 Madonna și cu locul 1 Tartu, adică cu Luna. Doi porumbei care au fost super zburători și super reproducători. Iar din păcate tatăl acestui mascul l-am pierdut la un antrenament de noapte. Era un porumbel care arăta excepțional ca și fiul lui. Asta e, mai sunt și jertfe. De multe ori mai pierd și la antrenament de porumbei, că asta e. În momentul când vrei să obții locuri de frunte, trebuie să mai ai și jertfe în crescătorie. Iar mama acestui mascul este reprodusă direct din locul 1 Madonna, cu consanguină pe lista polder. E nouă origini deosebite. După cum spuneam, un mascul care este perfect din punct de vedere fizic, cred că și l-ar dori oricine la matcă, este impecabil în toate punctele de vedere. Super șmeche mascul. O prezint femela cu seria 671-821, o femelă talie mijlocie, femelă foarte frumoasă la mână, foarte bine încheiată, seamănă foarte bine cu mama ei. Mama e foarte bună zburătoare. Ea este reprodusă undeva în luna august,
chiar era un pui de inelat în cuib când mama i-a zburat la Birzai Național și a venit în noapte. Și are o masă musculară foarte bună, super echilibrată. E o talie mijlocie, poate un pic mai micuță. Iar tatăl acestei femele este frate bun cu locul 2 național, maraton extrem tineret în 2022. A fost concurat și el în 2023 și 2024. În acest an, din păcate, masculul s-a accidentat la tot așa la un antrenament de seară și nu l-a mai putut concura. Iar tatăl acestei femele provine dintr-o soră bună cu mama acestei femele. Deci este o consanguinitate aici pe supercuplu de 197 coas 2020, care din acest cuplu am avut trei femele de excepție. Una a fost 10 național AS Extrem 2024, adică mama acestei femele. Una a fost 11 național AS Extrem 2023 și una a reprodus pe locul 2 național Maraton Extrem Tineret. Deci o familie foarte bună de porumbei. Tot mama acestei femele, care după cum spuneam este locul 10 național AS Extrem. Am avut într-un an competițional destul de dificil cu etape foarte grele, chiar și pe la fonduri, cu un birzai de poveste, sosire nocturnă. Deci mama acestei femei este și locul 2 birzai Interpares pe 2 ani, 2023-2024, cu două clasări foarte bune la naționalul de birzai. O femelă cu origini super. Vă prezint masculul cu seria 671-658. Un mascul de talie mijlocie, foarte bine încheiat, musculatură super extra, foarte, foarte bun la mână, echilibrat, brațe bune, un mascul excepțional. El are ca tată un fiu de al lui Super Velden cu 927, o familie care a dat porumbei de top. Și tatălui a fost burat 3 ani consecutiv, după care am hotărât să-l introducem la matcă. Iar mama acestui mascul este consanguină pe tripla campioană, fiind reprodusă din Power Knight și Bestia. Bestia, locul 1 Birzai, 9000 de porumbei, locul 10 Național Maraton Grand Prix. Iar Power Knight nu mai are nevoie de prezentare, a fost campion mondial, un porumbel care s-ar părea că la nepoții, n-am zburat din el, dar la nepoții sunt câteva păsări de top 10 național. Un mascul pentru pretențioși din punct de vedere al calităților fizice la mână, brațe bune, super echilibrat, încheiat foarte bine, spate bun, tot ce trebuie. Al o culoare veldă, nu le văd. O bombă de mascul. Bombă la bombă. Haide, mă. Vă prezint femela cu seria 671-764. O femelă care a năpălit deja 5 pene. Mare, vă, 5 pene de năpălit. Tot așa reprodus undeva în luna august. Este o femelă care mie, din punct de vedere fizic, îmi place în mod deosebit. Are o cutie toracică foarte, foarte bună, masă musculară excepțională, un spate foarte bun, super echilibrat, o femelă extraordinară la mână, din toate punctele de vedere. Femelă puternică. Ea seamănă foarte mult cu tripla campioană, cam așa era și tripla. Avea o masă musculară deosebită și probabil de aia era și așa rezistentă pe etapele de 2 zile. Amintesc că tripla campioană
A zburat două etape cu lansare întârziată, adică etape de maraton extrem adevărate, nu ce zburăm azi sau ce zboară azi unii dintre colegii noștri la 900 și un pic. Porumbei, veniți la ora 6, dar nu mai contează, trecem mai departe. Tripla campioană a avut două etape foarte, foarte grele, unde a luat un locul 2 la Gdansk, sosiri de a doua zi, odată a venit la Lebor, parcă la 9.30 și odată la Gdansk la 10.30 a doua zi. Probabil și de asta nepoții ei și strănepoții ei și-au pus amprenta zburând foarte bine la etapele de, în general, etape mai dificile, etape cu caniculă, cu vânt din față. Da, o femelă, cum am spus, o femelă excepțională la mână, o femelă care mie personal îmi place foarte mult. Ea nu e înăpălită suficient, ar trebui să mai lungească un pic, dar din punct de vedere al echilibrului, a masei musculare, de-aia o și laudă așa mult, că îmi place foarte, foarte mult. Tatăl acestei femele este reprodus din doi campioni naționali, adică din Super Veldon Junior și tripla campioană. Porumbei care nu mai au nevoie de prea multă prezentare. Super Veldon Junior l-am avut vreo 2 ani în consanguinitate și nu prea am obținut produs din el pentru a zbura cu succes, pentru că la noi de regulă porumbei într-o consanguinitate mai apropiată n-au dat randament la zbor. Și anul ăsta am avut câteva sosieri nocturne, chiar și la Madonna am avut 2 fii din Super Veldon Junior. Și la etapa de Birjai Național, din nou două sosieri în noapte fii de-a lui, cu mame diferite. Avem și locul 6 național, maraton extrem, tot din Super Veldon Junior. Iar mama acestei femele este o tânără oprită la reproducție, tot calități fizice deosebite. Este soră bună cu locul 1 național maraton extrem tineret în 2022 și cu locul 3 național AS maraton extrem în 2023. Femelă care a fost și locul 3 Vilnius, etapă națională cu lansare întârziată, unde am fost cu 940 km, am fost cam primii din concurs, dar etapa a fost foarte grea, sosire de a doua zi și soră cu mama acestei femele a avut locul 3 la Vilnius Național. O femelă foarte puternică, cu masă musculară flexibilă, foarte bună, brații puternice, super. Oprijim masculul cu seria 671-682, un mascul care mai are două pene de înăpârlit, un mascul foarte bine încheiat, talie mijlocie, un mascul cu masă musculară bună, un mascul ușor, foarte ușor, și el are ca părinții pe un consanguin, pe nepot rodic oculista Polder, cineva la poate. Deci tatăl lui este fiul direct din 255, care este un super reproducător, care a dat și pe locul 1 maraton extrem, 1 național maraton extrem tineret în 2022 și pe 3 național AS extrem în 2023. Tot un frate cu tatăl acestui mascul a reprodus la domnul Oprea Florentin, un porumbel cu care a ocupat mai multe, două parcă titluri de campion la categoria yearling la maraton. Iar de pe partea mamei, mama acestui mascul este fiică din celebrul cuplu Super Veldon și cu tripla campioană, porumbei care au mers atât în crescătoria noastră cât și în alte crescătorii, cum ar fi la domnul, la frații Sârghi, la Fumuracea, un frate bun cu mama acestui mascul, care s-ar părea că este un foarte bun reproducător și are mai mulți nepoți, campioane și vice-campioni naționale. Un mascul foarte fain, un mascul care e în formare, un mascul ușor, foarte bine încheiat, masă musculară bună, echilibrat.
O prezint femela cu seria 671761, o femelă superbă, o femelă de talie mijlocie, foarte, foarte bună la mână, o femelă care are 4 pene de înăpârlit și bine încheiată, echilibrată, super femelă. Ea este soră bună cu unul din cei mai buni porumbei noștri în anul 2024, care e vorba despre 021, cum i-a spus noi Mr. Birzai, porumbelul care a reușit locul 1 Birzai Palmares 3 ani și locul 1 Birzai Palmares 4 ani, cu niște punctaje super. Porumbel care va merge la, deci fratele acestei femele va merge la compartimentul de reproducție. El a avut și locul 1 Madonna, mai multe sosiri în noapte. Are și locul 2 provincial maraton extrem palmares 3 ani și locul 4 național maraton extrem palmares 3 ani. Un super mascul Mr. Birzaiu care va merge la reproducție. Deci această femelă, după cum spuneam, soră cu Mr. Birzai, este scoasă din D275, fiu din Super Veldon cu soră Narbone, doi porumbei care nu mai au nevoie de prea multă prezentare. Super Veldon este un reproducător extraordinar. Soră Narbone, chiar dacă nu mai e în crescătoria noastră, a dat-o pe tripla campioană și din nou apare în toate pedigriile a celor mai buni porumbei din crescătorie. Iar mama acestei femele este D277, este o consangvină pe lista Polder și o fică din lista Polder în același timp. Ea fiind reprodusă direct din lista Polder cu un nepot de al lui lista Polder. Tot această femelă este după mamă, adică mama acestei femele a reprodus și pe locul 1 provincial palmares maraton extrem 3 ani și locul 3 național maraton extrem palmares 3 ani. Deci această femelă este semisoră după mamă și cu acest porumbel care l-am menționat, D221, un solzat scos în combinație cu un porumbel de la Spaiala Florin. Deci o femelă foarte, foarte mișto. Super șmecheră femeia din toate punctele de vedere. Cine va câștiga va fi super încântat de cum arată femeia. Vă prezint femeia cu seria 671637, o femeie de excepție, o femeie de talie mijlocie, mare 2 pene de înăpârlit. Foarte bună la mână, excepțională. Seamănă foarte bine cu femeia care e locul 4 național la nostru, Palmares As Extrem și locul 5 național, Palmares Maraton Extrem. O femeie extraordinară. Este, aș putea spune, pentru cei mai prezențioși colombofi. Foarte bună la mână, masă musculară excepțională, echilibrată, oase bune, brațe puternice, tun. Femelă grozavă. Acum ea este un incest pe Power Knight, este reprodusă dintr-un fiu de-a lui Power Knight cu cea mai bună nepoată a lui Power Knight cu 671. I-am avut anul trecut după sezon, am pus cea mai bună nepoată zburătoare a lui Power Knight, care anul ăsta a făcut un rezultat și mai bun. E vorba de 671, am pus un pereche cu Power Knight, am oprit 4 pui, dintre care unul l-am cedat la un prieten și am oprit 3 pui la reproducție. Ăsta este tatăl femelei, este de fapt singurul mascul din cei 3 pui, mai sunt 2 femele. Am mers tot timpul pe porumbii zburați, adică în general am observat că porumbii zburați au șanse mai mari de a reproduce păsări de top. Femelă grozavă, chiar pentru pretențioși, cred că e una dintre cele mai faine femele care a reprodus în acest sezon.
fără falsă modestie. Iar mama acestei femele este din nou din Power Night cu mătușa lui, cu 036. Din nou un cuplu, un super cuplu. 036 și-a reprodus porumbei de top. Și am făcut acest cuplu pentru a obține la matcă câteva păsări. Am mai și vândut din cuplul ăsta din Power Night cu 036. Și într-un final ne-am oprit două femele din Power Night cu 036 pentru reproducție și am încercat anul ăsta o consanguinizare. Femeia este extraordinară, fără doar și poate. Cine va câștiga va avea o super femeie la matcă. Foarte fain. Cam asta a fost. Vă prezint femeia cu seria 671641, o femeie superbă, o femeie foarte ușoară, masă musculară foarte bună, este o femeie extraordinară la mână, mare 4 pene de înăpârlit, femeie care din nou seamănă foarte bine cu tripla campioană, femeie super, femeie extraordinară, foarte bine încheiată, brațe foarte bune, masă musculară extra, super echilibru, tot ce trebuie. Foarte frumoasă. Ea este consanguină pe celebru cuplu 004 cu tripla campioană, cuplu care a dat pe părinții lui Power Knight, de fapt sunt, și al lui Fratello Power, și al lui D001, deci a dat 3 porumbei de top, aș putea spune. Ea este reprodusă dintr-un frate bun cu Power Knight. Și mama este reprodusă din Super Veldon Junior cu D001, cu sora de lui Power Knight. Amândoi porumbei super zburați. Și am făcut această consanguinitate pentru, sincer, pentru vânzare. Nu zburăm porumbei în consanguinitate. A fost un cuplu făcut în vară. Femeia foarte, foarte frumoasă, foarte ușoară femeia și masă musculară super. Exact ce trebuie la etapele lungi, porumbei ușori, cotoare bune, femeie extraordinară. Vă prezint masculul cu seria 671-646, pardon, un mascul de talie mijlocie, foarte ușor, foarte bine încheiat, super la mână, un mascul fără exagerare pentru cei mai pretențioși columbopini, mascul extraordinar din punct de vedere fizic, fără greșeală, cum place mie să spun, el este un nepot de-a lui Power Knight, și are ca tată un fiu din D004 cu 399, cu consanguinitate pe nepot Rodico. Probabil unul dintre cei mai puternici reproducători care i-am avut și a căror fii și nepoți au zburat de top la nivel național. Iar mama acestui mascul este o fică din Power Knight, împerecheat cu o femelă fică din Wileke, locul 1 San Visant în 2019. O femeie care ne-a plăcut foarte mult la mână și calități fizice deosebite și am hotărât să o împerechem cu Power Knight. Femeie de fapt care a fost luată cu împrumut pentru 2 poi. Deci un mascul extraordinar din toate punctele de vedere, un mascul foarte, foarte frumos, arată fabulos la mână. Fabulos arată. Excepțional, mă, porumbele. Mare, două pene de înăpârlit, asta l-am spus, masă musculară super, echilibru foarte bun, mătăsos, ușor, cotoare foarte bune, super mascul. Probabil unul din cei mai reușiți masculi din acest cuplu.
Hai, nu? Am mișcat un pic. Vă prezim masculul cu seria 671-669. Un mascul de talie mijlocie, poate un pic și de mare. Un mascul puternic, masă musculară foarte, foarte bună, mascul ușor, foarte bine încheiat. El mai are de înăpârlit o pană sau două. Și este, are ca tată un fiu de alu D004, reprodus în consanguinitate. Adică 004 a fost pus la pereche cu 399. Fică din favoritul locul 2 național Grand Prix cu D005, locul 2 național Palmares As Marathon. Deci tatăl are origini foarte bune, este consanguin pe celebru cuplu nepotrodic Colista Polder. Iar mama acestui mascul este As 2020, o femeie care a avut locul 2 provincial și 8 național As Marathon Extrem. O femeie care și-a dovedit calitățile și de bună reproducătoare, fiind mama lui 10 național maraton As Marathon Extrem 2024 și 11 național As Marathon Extrem 2023. Tot mama acestui mascul este și bunica lui 2 național maraton extrem tineret în 2022. Deci porumbele au origini foarte bune. Noi am reprodus pentru a zbura. Avem frascoa și cuplul a rămas așa și în toamnă, nu am mai modificat nimic. Un porumbel, după părerea mea, un porumbel foarte bun la mână și merită locul în orice matcă. Porumbel ușor, echilibrat, cotoare foarte bune, super porumbel. Vă prezint masculul cu seria 671-712. Un mascul foarte, foarte bun la mână. Mascul ușor, cum sunt toți cei de pe linia lui Super Velden. Mascul cu o masă musculară extra. Echilibru super. Foarte, cade foarte bine în mână masculul. Este la ultima pană. Și el este un consanguin pe celebru Super Velden. Tatăl și bunicul și străbunicul mai multor campioni, vicecampioni naționali. Mai mulți porumbei sosiți în noapte, porumbei care reproduc și în alte crescătorii. Și are ca tată pe un fiu de-al lui Super Velden Junior, campion național în 2020. Super Velden Junior pus la pereche cu o soră de-al lui Super Velden, luată cu împrumut de la domnul Lupu, a făcut un co-breeding. Și am scos pe tatăl acestui mascul pe care l-am oprit la reproducție și care în acest an este tatăl a doi porumbei cu normă destul de bună la AS Maraton Extrem Tineret, locul parcă 13 național și 33, doi frați. Femeia a venit și noapte la Birzai. Iar mama acestui mascul este o femeie importată de la VVV Racing Pigeons, o femeie care este scoasă dintr-o soră bună cu Super Velden. Femeie care avem speranțe că va reproduce porumbei de top. Și ea este scoasă din, cum spuneam, din sora Super Veldenului cu cel mai bun fiu ai zburat. Femeia de la Racing Pigeon, deci sora lui Super Velden, a reprodus și câțiva porumbei care au zburat cu succes la etapele de Narbonne, parcă Perpignan și alte etape din care le-au zburat olandezii. Deci e un mascul super șmecher. Foarte bun la mână masculul. Fratele lui s-a vândut la licitația trecută.
mă ascult cu prezență deosebită, extraordinar la mână. Vă prezint masculul cu seria 671-721. El este un mascul de talie mijlocie, un mascul puternic. Un mascul care are de înăpârlit două pene. Foarte bine echilibrat, musculatură extra. Brațe puternice. Un mascul foarte, foarte frumos, foarte bun la mână. Un mascul care are o prezență deosebită, eu l-am fi stresat. El este un consanguin pe Invincibile Dirk. Am hotărât ca undeva din vară să facem o consanguinizare pe Invincibile Dirk, pentru că am avut campioana de la Domnul Spoială Florin, campioana de la Maraton Extrem din 2015, Blue Diamond, care am reprodus cu ea cu incestul din D004005. Am avut două femeile la zbor care ne-au zburat destul de bine și pe care am hotărât să le oprim la matcă în anul ăsta, și datorită faptului că inelele alea din 2020 nu prea se mai văd cum trebuie. Și una din femeile, după 3 ani de zboruri, am împerecheat-o cu un frate bun, cu al lui Blue Diamond, un mascul care ne-a reprodus pe locul 3 național maraton tineret, în 2022, și unul provincial a fost femeia. Și anul ăsta avem încă un mascul, locul 3 național maraton extrem palmares 3 ani, tot din același mascul din frate cu Blue Diamond. Și am făcut o consanguinitate, ne-am oprit și noi un pui și din 4 pui, 3 am hotărât să-i punem la vânzare. Iar ăsta este unul dintre ei, un mascul superb, un mascul care arată într-un mare fel. Porumbei care au mers în alte crescătorii, porumbei care s-au pliat bine cu porumbeii noștri și văd că fac rezultate la etapele de lungă distanță. Un porumbel foarte, foarte bun la mână, porumbel care îl recomand, porumbel puternic. Vă prezint masculul cu seria 671-730. Este un consanguin pe celebru cuplu D218 cu D590, adică masculul consanguin pe porumbei de Van Haren, pe Donkere Barcelona, pus la pereche cu femeia de o bărbată consanguină pe D-dure. Masculul provine dintr-o familie de excepție, cu mulți câștigători de etape, cu multe sosiri nocturne, cu podiumuri naționale, porumbei care au venit pe etape foarte grele. De exemplu, un exemplu ar fi 2023, am avut un birzai foarte, foarte greu și cu vânt din față, caniculă pe tot traseu și noaptea tot așa a bătut vântul extraordinar de tare, 18 km/h, vânt din față, și o fică din locul 1 Madonna a reușit să puncteze. Și am avut locul 1 din 6.000 de porumbei. Deci porumbelul are ca tată pe un incest din dealul locul 1 Madonna cu locul 1 Tartu, porumbei care au și reprodus, în afară de faptul că au zburat extraordinar, au și reprodus mai mulți porumbei de top. O fică din Luna, chiar și anul s-au avut locul 4 național AS Maraton Extrem Palmares și locul 5 național Maraton Extrem Palmares. Și acest mascul a fost are ca mamă o soră bună cu locul 1 Madonna și cu locul 1 Tartu, o femeie care după vreo 2 ani după ce am concurat am retras-o la reproducție, și datorită calităților fizice și datorită faptului că perechea de 280 de 590 anul ăsta i-am desfăcut, pentru că nu mai reproduceau olimpici. S-ar părea că femeia e de vină,
ăla de overwater, mascul a reprodus. Deci un mascul din punct de vedere fizic cu o masă musculară extraordinar de bună, foarte bun la mână. El mai are de înăpârlit o pană sau două pene. Parcă două pene mai are de înăpârlit. Echilibrat, super, brațe foarte, foarte puternice, ca așa sunt porumbeii de această familie. Porumbeii care au o caracteristică când înăpârlesc mai greu. Foarte, foarte bun la mână, după cum spuneam. Super echilibrat, un mascul foarte frumos, foarte frumos. Și o familie de porumbei extraordinari care au zburat excepțional. Vă prezint masculul cu seria 671744, un mascul superb. El este un mascul de talie mijlocie, mai are 3 pene de înăpârlit. Arată extraordinar la mână, masă musculară foarte bună, brațe foarte puternice, echilibru perfect, cade mână super, cum spunem noi columbofilii. Acum sper să și reproducă și el este reprodus, aricatată pe un fiu din Power Knight cu D005, deci o consanguinitate pe celebra pereche nepot rodicolista polder. Porumbei care au reprodus mai multe păsări de top 3 național. Iar mama acestui mascul este scoasă din femela de Vincent Work, o foarte bună reproducătoare și cu masculul D300, un consanguin pe super reproducătorul D218, masculul de Van Haren. Și mama acestui mascul a fost trecută la reproducție după câțiva ani. Am concurat cu succes, a avut loc unul Birzai Palmares 3 ani în 2023 și un frate bun cu mama acestui mascul este anul ăsta locul 2 național Palmares AS Marathon Extrem 3 ani. Deci niște porumbei foarte buni, porumbei care de anduranță, porumbei care nu se pierd, porumbei pentru etape grele. Masculul este superb, mergeți pe mâna mea, nu veți regreta. Masculul este excepțional la mână. Și nu numai el, marea majoritatea porumbeilor care am pus pe licitație îți denota 10 și 10 plus. Acum depinde fiecare cum își va transmite mai departe calitățile de a zbura bine. Un super mascul. O prezint femela cu seria 671759. O femelă de talie mijlocie. O femelă cu o masă musculară foarte frumoasă, foarte bună la mână, din nou. Ea mai are 4 pene de înăpârlit, brațe foarte puternice, încheiată foarte, foarte bine, echilibru foarte bun, femelă superbă. Ea este fiica lui 2 național, al lui Top Star, 2 național AS Marathon Tineret și 2 național Marathon Tineret în 2020. Tatele a avut și o sosire nocturnă la Birzai Național. Iar mama ei este reprodusă din super cuplu, din super veldă cu 927. Porumbei care au zburat cu rezultate de vârf la etapele de lungă distanță, la maraton și maraton extrem. O femelă superbă, o femelă foarte bună la mână, încă o dată, mă repet, ca și surorile ei, am mai avut parcă două care le-am pus la vânzare. Și asta chiar arată grozav. Origin super. De fapt, Top Star, adică tatăl acestei femele, este un strănepot de al lui Super Veldă. El fiind reprodus din
o altă bună reproducătoare din femela de la Vincent Ork, care a dat câteva părsări de top. Femelul foarte faină. Acum, în încheiere, aș vrea să mai spun ceva. Probabil că o să spuneți că pe toți porumbei i-am lăudat, i-am umflat, i-am așa, dar credeți-mă că porumbeii de pe licitație arată toți extraordinar. Acum depinde de fiecare ce urmărește, ce familie, ce consanguinizări, ce are nevoie. Sau. Dar porumbeii arată grozav la mână toți. Sunt unul și unul. Am avut de multe ori, am mai spus, neplăcuta surpriză să licitez și să-mi ajung acasă. Și aici vorbesc și de pe Pipa și de pe alte site-uri de licitații de afară, să-mi ajung acasă niște porumbei care arătau ca naiba. Nici nu puteau fi introduși în matcă.